Vă salut, dragii mei, și vă zic bun venit la acest al patrulea episod al emisiunii Actual, în care vin și vă invit pe dumneavoastră ca să medităm împreună asupra evenimentelor care s-au întâmplat în ultima săptămână în Moldova, în România sau în lumea întreagă și să privim la aceste evenimente din perspectiva Bibliei, din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu. La urmă, vreau să vă spun și despre călătoria misionară care au făcut-o studenții noștri. Mă aflu la Școala de Misiune, Școala Internațională de Misiune, și studenții noștri au avut o călătorie misionară timp de 3 zile, fără bani, fără mâncare, fără niciun fel de resurse. Vă voi povesti la sfârșit, dar acum vreau să încep cu evenimentul cel mai important din lumea întreagă care s-a încheiat în săptămâna aceasta, și anume Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ne bucurăm și îi mulțumim Domnului pentru că Republica Moldova are prima medalie la Jocurile Olimpice de la... a luat o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, și este canotorul Sergei Tarnovski. El a obținut bronz. Știți că a mai obținut și înainte o medalie, dar apoi când s-a descoperit că au fost folosite anumite substanțe interzise pentru sportivi, a fost descalificat mai înainte. Ne bucurăm că acum totul a fost bine și s-a întors acasă cu medalia. Sergei este ucrainean de origine, dar el merge la competiție, a mers la olimpiadă sub steagul țării noastre. Ne pare rău că dintre sportivii noștri moldoveni, de origine moldoveni, nu au reușit nimeni să ia o medalie acum, dar mulțumim Domnului pentru ei, pentru că ei fac și au făcut eforturi mari. Tare mult m-am bucurat când i-am urmărit pe ei și mai ales m-am bucurat pentru Victor Ciobanu și când am văzut cum la știri era poza aceea și Victor cu mâna ridicată în sus arătând spre Dumnezeu, ceea ce ușor era de înțeles mesajul acelei poze, că Victor îi mulțumea lui Dumnezeu și îi aducea slavă lui Dumnezeu pentru victoria obținută. Ne rugăm Domnului ca să ia concluziile, să tragă concluziile necesare și autoritățile noastre, guvernarea noastră, să investească mai mult în sportivi, în sport, și așa să ajungem să avem succese. Pentru că, vedeți, jocurile acestea olimpice, ele sunt și o demonstrație a caracterului unei națiuni, o demonstrație a felului cum se poate mobiliza o țară, a disciplinii unei țări. De exemplu, vedeți și dumneavoastră, unele țări mari au luat medalii multe, ceea ce era și de așteptat la o țară cu o populație mare, dar o țară mică ca Japonia să ia așa multe medalii, asta chiar este foarte impresionant. Iată, din nou, vedeți, v-am zis, parcă ne înțelegem cu cei care cosesc iarba. Numai noi începem să înregistrăm, ei încep a cosi, dar m-a bucurat Lenuța, ea a zis că apoi la prelucrare nu se aude nimic și sper că de data asta tot nu se va auzi nimic, adică îmi pare că suntem prea aproape ca să nu se aude nimic. Să știți că Apostolul Pavel a folosit imaginea aceasta a jocurilor. Bine, la ei nu erau jocurile olimpice, erau jocurile pan-corinteni. Și iată, Apostolul Pavel în epistola 1-a către Corinteni, pe care o studiem acum cu întreaga Biserică Bunăvestirea și la care sunt invitați toți să studieze împreună cu noi, contactați-ne și vă vom da și datele de contact, informația de unde puteți face rost de manual și apoi cum vă puteți contacta cu noi. Dar iată, la 1 Corinteni, capitolul 9, Apostolul Pavel, de la versetul 24, spune așa: nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Acolo era proba aceasta, alergare. Alergarea, cred că este cea mai veche probă sportivă. Și iată, acolo alergau toți, dar numai unul primea premiul. Apoi Pavel zice: toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capite o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Vedeți?
prin comparația asta cu jocurile cele sportive care erau în Corint, Pavel vrea să le transmită niște adevăruri duhovnicești importante creștinilor. Și în primul rând le spune că fiecare din noi trebuie să facă tot efortul ca să fie un campion în credință. Asta e lecția care trebuie să o învățăm noi și campion nu devii așa numai în bază de talent sau nu știu cum. Campion devine acel care depune eforturi mari. Apoi spune că acolo, dacă acum primesc medalii de aur, bronz, argint, atunci în vechime numai unul lua premiu, numai un singur loc era, numai locul întâi și acela primea o cunună. Iată, era o cunună, putea să fie din frunze de laur sau de dafin, cum zicem noi aici la Moldova, sau chiar în unele state, la unele jocuri, era acolo în Grecia, la unele jocuri era frunze de țelină sau frunze de pin, coroană făcută din frunze de țelină, în dependență de care era planta folosită pentru planta care se aducea, era venerată acolo, să zicem, în zona aceea, în orașul acela, în polisul acela. Pavel zice, eu deci alerg, dar nu ca și cum vedeți, apostolul Pavel, el se compară cu un sportiv și se compară cu un campion, el spune. Eu deci alerg, zice, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul. Iată, aici deja spune despre o altă probă. Apropo, cei care ne judecați prea tare cu faptul că practicăm lupte, mă judecați pe mine, judecați pe alții. Uitați-vă că și apostolul Pavel vorbește aici despre luptători, el chiar singur pe sine s-a comparat cu un luptător de ăsta cu pumnul la jocurile celea și nu a vorbit nimic de rău aici. Zice el, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Asta e adevărul foarte important pe care trebuie să-l scoatem toți noi creștinii de la jocurile acestea sportive. Oamenii care ajung să ia premii, ajung să ia medalii, ei depun eforturi mari și ei trebuie să se lupte după rânduieli. Același Tarnovski care n-a reușit să ia medalia la jocurile olimpice anterior, când a fost descalificat din pricina dopingului, uitați-vă de data asta, a luat-o. De ce? Pentru că atunci nu s-a luptat după rânduieli. Acum însă a putut să o ia luptându-se după rânduieli. Ei, iată așa și noi trebuie să dorim fiecare din noi, să fim campioni ai Domnului nostru Iisus Hristos, campioni în credință și pentru aceasta trebuie să ne purtăm aspru cu trupul nostru, să-l ținem în stăpânire ca nu cumva, zice Pavel, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Nu, el nu vorbește aici despre aceea că nu va fi mântuit, nu, vorbește despre aceea că nu va fi campion. Aia vorbește Pavel și el spune că eu vreau să fiu campion și fac tot efortul ca să fiu campion. Și noi, încă o dată vă zic, este de apreciat efortul care l-au făcut sportivii noștri moldoveni, mai ales având în vedere resursele pe care le au, care le sunt oferite lor pentru pregătire, care sunt minime. Dar aici, vedeți, ar mai trebui, cred că și oamenii de afaceri de aici, de la noi, din Moldova, să se implice și ei în privința aceasta. Cei care au posibilitate, cred că Comitetul Olimpic ar putea face un apel pentru ca oamenii să se implice, să ofere mijloace atunci când este vorba de a pregăti sportivii. Și în cazul lui Victor Ciobanu, cred că era frumos și noi creștinii să ne fie implicat ca să-l ajutăm să poată trece o pregătire bună și să devină campion. S-a mai întâmplat la Olimpiada aceasta ceva interesant. Iată, Annika Schleu, nu știu dacă citesc drept, din Germania. Femeia aceasta, ea a pierdut medalia de aur la pentatlon modern după ce calul ei a refuzat să coopereze la proba de sărituri peste obstacole. În doar câteva secunde, sportiva aceasta a trecut de pe locul 1, pe locul 31, izbucnând într-o criză de plâns. Reprezentanta Germaniei a fost aspru criticată după ce a folosit în mod repetat biciul pentru a convinge animalul să ducă la bun sfârșit proba. Hai să fim serioși. Deci deja uitați-vă unde au mers oamenii, da? Deci femeia că a folosit biciul pentru calul ăsta, îmi închipui cât tare s-o fi plâns calul că a folosit. Calul a fost, nu a putut coopera calul, dar mă rog, pentru asta are biciul. Mai mult decât atât, ei acolo, toți sportivii ăștia, știți că ei primesc un car care le este lor oferit. Acolo sunt cai, le este oferit și nu zice nimeni, dar cred că ar fi fost cazul să fie tras la răspundere cel care a lăsat calul ăsta a doua oară să intre în competiție, pentru că calul s-a mai purtat la o competiție așa.
A mai fost un caz când calul s-a purtat la competiție așa, calul a refuzat să coopereze cu călărețul și atunci iată ce s-a întâmplat. Și chiar mi-e interesant mie, de ce nu le dau voie la sportivii ăștia să vină cu calul lor de acasă, cu calul lor? Sportivul s-a învățat să coopereze cu calul lui, calul știe, este cumva o competiție a cailor. Da, mă rog, asta îi privește pe ei. Însă mi s-a părut interesant așa că femeia asta a fost foarte judecată pentru că i-a aplicat în mod repetat biciul pentru a convinge animalul să ducă la bun sfârșit proba. Dar și, domnule, până unde ajungem de acum? Chiar nu știu ce să mai crezi când vezi așa reacții din partea oamenilor. Bun, mergem la alt subiect, vaccinarea. Vaccinarea care rămâne un subiect fierbinte pentru toată perioada pandemiei. Iată, știți că aici la noi în Republica Moldova, în emisiunea trecută v-am vorbit despre protestul care a fost organizat de juriștii ortodoxi ai Mitropoliei Moldovei. Dar iată că și ei au spus că au protestat împotriva vaccinării obligatorii și au fost criticați. Cum așa ei vorbesc? Că nici măcar nu există o lege sau ceva, nu impune nimeni pe profesori să fie vaccinare obligatorie. De ce ar fi protestate? Ei au spus că noi vorbim acum ca să nu ne se zică mai târziu că n-am vorbit când trebuia să vorbim. Ascultați acum, zice 70% din cadrele didactice. Și noi, iată, la noi azi este vineri, emisiunea va ieși sâmbătă, mai rămas puțin până la 1 septembrie, 70% din cadrele didactice refuză vaccinarea, asta la noi aici, în Republica Moldova. Și din pricina aceasta, Ministerul Învățământului încă nu știe cum va fi, dacă va fi online sau vor învăța elevii pe băncile școlii. Și zice că nu au un plan cum să-i convingă pe profesori. Deci, cum vedeți, profesorii, 70% din profesori, și hai să nu ziceți acum că ei sunt rămași în urmă, că ăsta este un argument care zice, ăștia care sunt inculți, rămași în urmă și așa mai departe, ignoranți, ca să nu zică proști, ăștia sunt cei care refuză ei. Haideți, dragilor, uitați, aici avem de-a face cu pedagogii. Deci pedagogii nu sunt oameni ignoranți, nu sunt proști. Uitați-vă, 70% din cadrele didactice, ei refuză vaccinarea. Și acum, înțelegem mai bine de ce au făcut protestul acesta juriștii ortodoxi. Responsabilul, mai mult, ascultați, responsabilul de campania națională de imunizare, ei vor cere autorităților aprobarea vaccinării. Deci noi avem un comitet, să zicem așa, o comisie pentru campania națională de imunizare și iată, cei care sunt responsabili acolo, ei vor cere autorităților să fie aprobată vaccinarea minorilor de la 12 ani. Asta aici, la noi, în Republica Moldova. Dar de ce să se întâmple? Zice pentru că în alte țări au fost cazuri grave când s-au îmbolnăvit și copii. Dar la noi, la noi în Moldova, noi avem cazuri. De ce ar trebui aici, la noi, în Republica Moldova, să se meargă pe cazuri care au fost în alte țări? Noi avem aici cazuri, avem noi probleme care ar fi trebuit. Eu parcă n-am auzit de astfel de probleme să le avem noi. De ce trebuie să se meargă pe ceva care nu e relevant aici? Nu a fost așa ceva. De altfel, hai să facem comparații cu Israelul. Știți că Israelul, ei sunt campioni la imunizare, ei sunt printre primii. Iată, peste 58% din populația israeliană, care este aproximativ 9,4 milioane, ei sunt complet vaccinați. Toate persoanele de peste 3 ani acum în Israel vor trebui să prezinte, auziți? Toate persoanele, copiii care au mai mult de 3 ani, vor trebui să prezinte certificatul verde, adică certificat de vaccinare, la evenimente și restaurantele din țară. Acum, Israel a fost prima țară din lume care a început să administreze al treilea vaccin persoanelor cu vârsta de 60 de ani și peste. Și până în prezent au fost vaccinați peste 600.000 de oameni cu al treilea vaccin deja. Însă, infecțiile de coronavirus în Israel, acolo unde sunt atât de mulți vaccinați, infecțiile acolo au crescut semnificativ de la începutul lunii iunie. Acum, deci, la ei au crescut semnificativ, au crescut mult. Miercuri, săptămâna asta, Ministrul Sănătății din Israel a raportat 5.755 de noi infecții pentru ziua precedentă. Și numărul pacienților a crescut la 400 pentru prima dată de la sfârșitul lunii martie. Deci cum vedeți, cum se explică asta?
oamenii sunt vaccinați, vaccinați cu al treilea vaccin, deja și copiii de la 3 ani în sus, și totuși numărul celor care se îmbolnăvesc crește, se răspândește mult mai mult, mult mai mult decât aici la noi în Moldova, care suntem, să zicem așa, repetenți. Da? Ni se spune că ca și țară suntem repetenți la capitolul ăsta vaccinării, bancă, vedeți, și acum 70% dintre cadrele didactice refuză asta. Acum ne întoarcem iar înapoi la Moldova, ca să comparăm cu Israel. Ați văzut câte noi infecții pe timp de o zi, aproape 6.000 de infecții, nu, de 5.755. Hai să vedem care e situația în Moldova. Deci, în Moldova, zice așa, din cele 256 de cazuri primare de infectare înzestrate ieri, atât eu nu știu, dar una din zilele din săptămâna aceasta, zice 232 nu sunt vaccinate, înseamnă că restul sunt vaccinați. Câți vin acolo? 24, da? 24 erau vaccinați. Au fost spitalizați în toată țara, avem 450 de pacienți și în stare extrem de gravă 66. 12 sunt conectați la respirație artificială, decese 4. Bineînțeles, ne pare rău pentru toți oamenii ăștia care care sunt bolnavi, care au decedat, care sunt în stare gravă, dar vedeți cu pe tablou cu vaccinarea asta așa puțin moderată, să zicem care este, mi se pare că nu este un tablou atât de grav comparativ cu Israelul. Ați văzut Israelul, unde este 58% și cum este acolo. Bine, în Danemarca, cum îl cheamă, Peter M. Barak, șeful danez, șeful echipei din danez, care este cu, face parte din experții ăștia de la Comisia asta Mondială a Sănătății, Comitetul ăsta Mondial, deci el spune că pacientul zero, primul om care a luat COVID, a fost un angajat al laboratorului din Wuhan, China, și el s-a infectat de la un liliac, omul acesta, unul care îngrijea acolo la laborator. Deci, iată, deja, vedeți, de acum, dacă până acum ni se spunea că este o teorie conspirativă, atunci, uitați-vă că acum vorbesc experții, deja ei dovedesc că așa stau lucrurile, asta la știri scrie, nu este Bun, dar în Austria se întâmplă ceva interesant. O cafenea din landul federal austriac Salzburg, ei refuză să servească persoanele care s-au vaccinat împotriva coronavirusului. Deci ei îi consideră mai periculoși pe cei care s-au vaccinat, bancă deja în alte locuri se discută despre aceea că vor face vitrine, tribune pentru la meciurile astea sportive, tribune pe stadioane, pentru vaccinați și pentru nevaccinați. Asta ca să înțelegeți noastră în ce direcție se merge. Și discriminare se face și dintr-o parte și din alta. Nu știu cum vor depăși oamenii toată această situație. Dar iată, alt lucru mi s-a părut interesant, că Universitatea Britanică încurajează vaccinarea printre studenți, oferindu-le premii de 5.000 de lire. 5.000 de lire, ăștia-s bani, nu șagă. Ăștia-s bani, serios. Deci ca să încurajezi pe studenți, iar la știri asta, la știri avem informația aceasta. Care-i motivația? Cum? Care-i logica? Ajutați-mă și pe mine să înțeleg care-i logica în asta, ca așa bani să se cheltuie. Chiar îmi pun și o întrebare. Am avut o cununie foarte frumoasă. Ați văzut pe Facebook, am pus poză de la cununia aceea. Și la cununie, după cununie am rămas la masă, la masa de sărbătoare, și acolo s-a strânit o discuție despre vaccin. Și iată, cineva a pus întrebarea, măi, eu nu înțeleg un lucru, zice, cum adică masca este cu bani și vaccinul este gratis? Și chiar face sens întrebarea, ba încă, nu numai că vaccinul este gratis, uitați, pentru vaccin să-i se ofere premii de 5.000 de lire. Ceva de necrezut se întâmplă. Care e explicația dumneavoastră? Ce înțelegeți dumneavoastră din tot asta? Chiar există multă confuzie cu privire la subiectul ăsta și greu de înțeles. Alt lucru. Iată un raport despre sarcinile la adolescentele de Republica Moldova. Și mi s-a părut straniu că în raportul ăsta au fost incluse de la 13 până la 20 de ani. După mine, la 20 de ani, de acum nu mai sunt adolescente. Deci ceva s-a greșit cu faptul că s-a trecut până la 20 de ani ca să arate statisticile. Deci s-a lucrat la statistici. Când te uiți la 13 ani, acolo este și tabelul întreg. Când te uiți la 13 ani, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ceva,
Bineînțeles că statisticile se iau de la ăștia 18, 19, 20 de ani, dar hai să fim serioși, 20, 19, 20 de ani ăștia nu sunt adolescenți, ăștia sunt tineri, deci nu mai merge așa. Dar ascultați ce spune articolul. Adolescența este o perioadă complexă și cu numeroase provocări în plan personal și social. Educația sexuală este importantă în vederea prevenirii sarcinilor nedorite în adolescență. Însă aceasta poartă un caracter ocazional în programul școlar. Deci ne dăm seama, scopul raportului nu-i greu de înțeles. Scopul raportului este pentru a promova educația aceasta sexuală. Dar întrebarea este ce fel de educație sexuală? Ce fel de educație sexuală? Cum să folosească prezervativul? Că iată, cam vedem de multe ori, la asta e educația sexuală, bancă li se și oferă prezervativul. Este ca și un fel o invitație pentru ei, când se dă educația asta sexuală, o invitație pentru ei ca să înceapă viața sexuală prematur. Sau altul care este, vă amintiți când erau deprinderi de viață acolo, era un capitol dedicat la aceasta și te îngrozeai când ai văzut toate formele de sex care în Biblie le sunt trecute drept necurății. Necurății. Și Biblia spune, niciun necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Deci toate formulele de necurății promovate ca și normalitate în manual, că asta le trebuie lor. Deci despre astfel de educație sexuală se vorbește. Și nu, asta nu îi protejează pe adolescenți, nici de cum. Educația sexuală adevărată este să-i păstreze curați, să-i păstreze în limitele lui Dumnezeu. Și nu este adevărat să fie învinuită biserica că nu oferă educație sexuală. Da, poate unii nu oferă, dar vreau să vă spun că noi oferim. La Biserica Bunăvestirea oferim educație sexuală, avem câteva manuale excepționale, de exemplu unul ce învață Biblia despre sexualitate, pe care îl studiem cu toți tinerii, cu toți adolescenții în biserică, îl studiem și iată și acum se începe anul școlar, numai decât îl vom studia iar cu ei, pentru că noi vrem să le dăm o perspectivă biblică asupra sexului. Dumnezeu este Cel care ne-a creat bărbați, femei, El ne-a creat ființe sexuale, cu dorințe sexuale și Dumnezeu este Acela care stabilește limitele și cadrul pentru relația sexuală. Dezastrele meteorologice din această vară sunt doar începutul. Într-un raport ONU denumit Cod Roșu pentru Umanitate, specialiștii atrag atenția că vom asista în următorii ani la fenomene meteorologice fără precedent în istorie. Anul 2021 a fost plin de fenomene meteorologice extreme. Inundațiile sau incendiile au făcut ravagii pe toate continentele. În plus, temperaturile au crescut în ultimii ani până la un nivel îngrijorător, iar acesta este doar începutul. Specialiștii ONU avertizează că schimbările climatice au ajuns într-un punct fără întoarcere, iar procesul se desfășoară într-un ritm mult mai accelerat față de cel preconizat. Raportul anunță că temperatura suprafeței terestre a crescut cu 1,09 grade Celsius față de 1850-1900, iar ultimii 5 ani au fost cei mai secetoși de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în prezent. Emisiile de gaze au contribuit semnificativ la această creștere. Mai mult decât atât, nivelul apelor oceanice va crește și el cu 2 metri până la finalul secolului. Printre fenomenele care vor face parte din normalitate se regăsesc valurile de caniculă extremă, uraganele majore, incendiile și inundațiile. În ciuda acestor scenarii dezastruoase, reprezentanții ONU mai au totuși o fărâmă de speranță, ce presupune desființarea industriei cărbunelui și carburanților. Această decizie ar putea cântări mult în stabilizarea creșterii temperaturii globale, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Interesant este că toți acești învățați, ei pricina la schimbările astea, catastrofele astea climaterice care se întâmplă, Codul ăsta roșu pentru umanitate, ei îl văd în activitatea economică. Și e adevărat, asta pricinuiește probleme mari, de acord, și Dumnezeu a spus încă de la creație, când l-a pus pe Adam în grădina Edenului, a spus să o lucreze și să o păzească și apoi le-a dat poruncă să se îngrijească, să stăpânească pământul. A îngriji înseamnă a păstra ceea ce a dat Dumnezeu, a păstra într-o stare bună, ceea ce omenirea nu face. Dar nu doar astea sunt problemele.
Iată, este trist că toți acești savanți, ei nu văd, toți acești învățați din atâtea țări, ei nu văd pricinile duhovnicești, pricinile spirituale la tot ceea ce se întâmplă. Că activitatea economică nu e de azi și nu e de ieri. Și apoi, la drept vorbind, acum, în vremea asta a pandemiei, uite, deja a doilea an, activitatea economică este mai puțină. Și totuși, toate dezastrele astea naturale s-au pornit și nu se mai opresc. Ploi groaznice, incendiile astea, și vedeți, în toată lumea, California, Grecia, Turcia, Iacutia și așa mai departe. Toate astea se întâmplă, tocmai nu vedeți că ele coincid cu avalanșa asta de sfrâu care este în lumea întreagă. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu lucrurile care țin de agenda LGBTQ+. Uitați-vă câte lucruri s-au întâmplat acum, în ultima vreme, numai când a fost evenimentul ăsta, joaca asta cu la fotbal, Ungaria cu Germania. Au iluminat tot stadionul, domnule, cu 10.000 de stegulețe de astea cu curcubeu. Au intrat acolo. Toate astea s-au întâmplat acolo. Deci, cât, uitați-vă, nu mai poți, la noutăți de acum, nu mai reușești după ele. Atâtea lucruri rele se fac și așa de tare înaintează toate lucrurile astea rele, că nu mai reușești să urmărești după ele. Păi să facem legătura între ele. Vedeți, în cartea prorocului Iona ne spune că atunci când Iona a vrut să fugă la Tars și s-a urcat în corabia aceea, când s-a început furtuna, corăbierii ăștia nu erau savanți, dar corăbierii ăștia, ei s-au gândit că este o pricină spirituală și ei au spus, din pricina căruia dintre noi se întâmplă asta, după ce s-au rugat la Dumnezeu lor și nu s-o prea furtuna, au căutat, au tras la sorți și l-au găsit pe Iona, dar oamenii ăștia au căutat o pricină duhovnicească. Ceea ce nu fac oamenii azi. Poate ar trebui și pastorii, liderii religioși al lumii să adune și ei, să încerce să prezinte lumii pricinile spirituale la tot ceea ce se întâmplă, cu toate că pricinile astea nu trebuie prea mult să avanți, că totul este foarte clar și evident. Dumnezeu în Biblie a spus, în cartea Deuteronom, dar în toată Biblia vorbește despre asta. Dar în cartea Deuteronom a spus, dacă veți asculta de poruncile mele, vei fi binecuvântat, cerul va fi binecuvântat, voi deschide comoara cerului, dar dacă nu vă veți asculta, nu veți asculta de mine, zice, cerul va fi de aramă și pământul de fier. Zice, praf și pulbere va veni din cer și toate nenorocirile care le vedem. Și zice, toată munca care o faceți voi nu va aduce niciun fel de rezultate. Iată, asta e ceea ce vedem noi cu dumneavoastră. Ce s-a mai întâmplat aici la noi în Moldova? Vloggerul ăsta, Ion Andronache, care s-a făcut cunoscut mai înainte cu filmulețele astea mici în care răspundea la diferite subiecte și care toți ne-am bucurat de el până când am văzut că el de fapt era unul care promova destul de mult așa în agenda asta LGBT. Și ne-am cam întristat atunci. Dar iată, vloggerul ăsta, Ion Andronache, el a ieșit acum cu o altă inițiativă. El a înaintat câtorva deputați inițiativa ca să fie impozitate veniturile care provin din ceremonii și comerț de obiecte de cult. Ceremonii religioase și obiecte de cult. Și el motivează asta prin faptul că când vine campania asta electorală, atunci politicienii apelează, vor ca biserica să-i sprijinească, să-i promoveze, biserica face politică și după aia politicienii le dau pașapoarte diplomatice și tot felul de alte scutiri de impozite și așa mai departe. Acum, el propune să fie impozitate activitățile astea religioase. Eu ce să vă spun? Și el zice că să fie egal pentru toate cultele. Și e corect așa, trebuie să fie toate cultele tratate într-un fel. Dar eu am stat și mă gândesc, noi evanghelicii, noi nu avem astea cu obiecte de cult. La noi ceremoniile religioase nu sunt cu taxe, nu se plătesc, nimeni nu plătește pentru botez, pentru binecuvântarea copilului, pentru mormântare, pentru cununii, pentru toate astea la noi nu se plătește. Obiecte de cult noi tot nu avem ca să le vindem, lumânări și așa mai departe, icoane și toate astea, noi nu le avem toate astea. Poate unicul lucru vor fi cărțile, dar cărțile și așa ele sunt impozitate. Deci noi nu cădem sub incidența asta nici cum. Nu ne privește pe noi evanghelicii propunerea asta, dacă va fi așa o lege. Dar iată, cei pe care îi privește sunt tocmai cei care se declară creștini ortodoxi, care sunt majoritatea în țară și care ei merg să-și boteze copiii, ei fac cununii în biserica ortodoxă, ei au înmormântări, ei au toate și dacă vor fi
impozitate toate acestea, asta înseamnă că ei vor trebui să plătească mai mult, pentru că eu nu cred că clericii vor scade taxele. Eu cred că la taxele care sunt acum vor mai fi adăugate și impozitele care trebuie să le plătească și atunci tot asta va veni peste credincioșii ortodoxi, cei care practică credința ortodoxă. Așa că nu știu dacă s-a gândit Ion Andronache la lucrul ăsta atunci când a venit cu inițiativa, dar, mă rog, poate se va gândi de acum, după ce va auzi acest video. Un om de știință cu destul de vestit zice că intră în numărul celor 100 de oameni cei mai influenți din lume și numele lui este Robert Lanza, a publicat o carte prin care el spune că moartea, în cartea asta, el zice că moartea nu există, dar este doar o iluzie a conștiinței. Și el afirmă că există un fenomen numit biocentrism, care subliniază faptul că nu Universul a creat oamenii, ci de fapt noi suntem cei care am dat naștere Universului. Asta chiar este o aberație de acum. De acord, nu Universul a creat oamenii, Dumnezeu a creat și Universul, a creat și oamenii. Dacă să zici că noi oamenii am creat Universul, zici că noi îl creăm în mintea noastră. Că el, de fapt, realitatea nu există. Păi ce el vrea să spună? Că toți oamenii au halucinații, toți sunt bolnavi mental, cum vrea să spună că este așa. Nu. Aici este o deviere gravă și să ajungi până acolo ca să spui că noi am creat Universul. Știți? Când ne jucam cu Sofia acum ultima dată, avem un puzzle. Nepoțica mea, tare îi place ei să facă puzzle și noi facem cu ea puzzle și iată, în timp ce am făcut un puzzle, după ce l-am pus împreună, ei tare îi place să le pună toate piesele, am văzut acolo, erau animale, diferite animale de casă și eu le-am zis, ea a repetat după mine și la urmă i-am spus și toate astea le-a făcut Dumnezeu. Și ea zice, nu, cum Sofia, Dumnezeu le-a făcut? Zice, nu, eu le-am făcut. Ea a făcut puzzle și ea în mintea lui a înțeles că ea a făcut puzzle. Nu, Sofia, zic, nu, Dumnezeu le-a făcut. Și eu am vrut să filmez răspunsul ei, și dar uitați-vă, când am filmat, ia priviți dumneavoastră, să vedeți ce a răspuns, cum a răspuns Sofia. Noi ne jucăm acum cu Sofia și iată, am făcut așa un puzzle, vedeți aici? Și puzzle-ul ăsta sunt animale. Și eu îi spun lui Sofia că toate animalele le-a creat Dumnezeu. Sofia a făcut puzzle-ul și ascultați ce spune Sofia. Sofia, cine a făcut animalele? Mica! Cine le-a făcut animalele? Dumnezeu! Dumnezeu! Bravo! Super! Acum a spus, le-a făcut Dumnezeu, pentru că până acum noi am făcut și eu îi spuneam că le-a făcut Dumnezeu, că zicea, nu, eu le-am făcut, eu am făcut. Și m-am gândit, uite așa, un copilaș mic spune, dar unii oameni mari, zic tot așa, unii oameni mari tot în felul ăsta vorbesc. Ei nu-și dau seama că Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Wow, super! Vedeți, Sofia repede a înțeles că Dumnezeu le-a făcut lucrurile și când am întrebat-o iar din nou cine le-a făcut, ea a zis Dumnezeu. Deci Sofia a înțeles și a recunoscut asta. Dar cum oameni mari, oameni de știință să ajungă să spună astfel de aberații, că noi suntem acei care am făcut Universul și noi facem Universul în mintea noastră. Și apropo, omul ăsta de știință, el crede că există mai multe lumi și că pur și simplu mintea, când e moartea, la moarte omul nu face altceva decât mintea trece în altă lume. Da, aici trebuie să-i dăm dreptate. Biblia spune că existența noastră nu se oprește, dar lumi nu sunt așa multe, este asta și apoi după ea este lumea cealaltă în care trecem și dacă ai crezut în Domnul Iisus Hristos și ești ucenicul Lui și ai fost născut din nou, mergi la Domnul Iisus. Dacă nu, mergi în locuința morților. Sufletul tău merge în locuința morților, unde mintea este foarte conștient. Bine, v-am spus că vă voi zice ce se întâmplă aici la noi la școala de misiune. La școala de misiune studenții au avut un exercițiu practic care l-a dat Domnul nostru Iisus Hristos. Știți, Domnul Iisus a trimis pe ucenicii lui doi câte doi să vestească Evanghelia fără bani, fără resurse, fără nimic și așa i-am trimis și noi pe studenții noștri și ei au mers prin au mers în 9 localități din țară, o localitate a fost tocmai la 240 de km distanță și vineri dimineață au plecat de la școală fără bani, fără mâncare și s-au întors acasă duminică seara. Și experiența asta tare le-a plăcut, noi special le-o dăm pentru că vrem să învețe să fie total dependenți de Dumnezeu, nu să fie misionari de ăștia care dacă au resurse fac ceva, dacă n-au, nu fac nimic, nu vrem
nu prezența sau lipsa resurselor să determine slujirea lor, ci credința lor în Dumnezeu și prin credință să meargă. Și Dumnezeu le va da toate resursele. Și ei s-au convins. Dumnezeu le-a dat mâncare în drum, Dumnezeu le-a dat un loc unde să doarmă în drum, Dumnezeu le-a trimis în cale oameni, cu toate că noi nu știam nimic, nici ei, nici noi nu știam nimic. Și toți au fost primiți în casele oamenilor, au dormit, cei mai mulți au dormit în familii de oameni care au zis că ori sunt ortodoxi, ori sunt atei, dar i-au primit bine. Ba chiar unii au fost în două sate, au fost primiți de credincioși adventiști și i-au primit bine, frumos. Unii au avut o experiență nu prea bună într-un sat cu cineva, zice, au ajuns la primărie și când au mers la primărie, primarul a chemat pe cineva care s-a prezentat drept pastor pentecostal, dar nu prea bine i-a tratat. El, în loc să-i fi tratat, primit cu dragoste, așa, el a început acolo, nu spun că a venit în pantaloni, dar cum avea să vină, dacă au venit din, s-au pornit trei zile în călătoria asta și s-a legat de fete, e nu prea bun lucrul ăsta. Ei, nu știu, știți, eu sunt prieten cu frații pentecostali, sunt bine, nu vreau să o ia cineva de rău la adresa lor, nici de cum, n-are nimic de a face cu ei, dar nu a fost bun felul ăsta de a proceda și nu trebuie, așa putea să procedeze oricine, din orice confesiune, dar nu este un fel de a arăta dragoste pentru dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în rest, vă zic, a fost bine, a fost frumos, noi am avut aici în Moldova pe doamna Mia și domnul Costel Oglice, care sunt directorii, președinții internaționale ai misiunii PRISET. Dumnealor au fost aici la școala de misiune, au predat un curs la studenții de la școala de misiune, au învățat cum să lucreze cu copiii. Acum sunt plecați în Ucraina și apoi vor reveni iar din nou în Moldova, pentru că la 22 august avem graduare, vom înmâna diplomele, închiderea școlii de misiuni pentru vara asta. Cam atât și la urmă vreau să vă fac invitația la biserică. Mâine la Biserica Bunăvestirea voi predica un mesaj despre aceea cum să facem lucrări mari pentru Dumnezeu. Vedeți oamenii care sunt necredincioși și ei se încumete să facă lucrări foarte mari pentru Dumnezeu. Uitați acum ultima dată asta de la Amazon. Cum Domnul a hotărât să meargă în cosmos, să facă călătorie în cosmos. Dar oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, care cunosc cuvântul lui, nu au această îndrăzneală. Și vrem să vedem că Dumnezeu vrea fiecare din noi să facă lucruri mari pentru El. Despre aceasta voi predica și cu siguranță că Dumnezeu vrea să faci tu lucruri mari. Vino împreună să privim din cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm cum să recunoaștem lucrurile astea mari pe care vrea Dumnezeu să le facem și cum să mergem să le facem lucrurile astea. Și ne vom vedea la biserică. În ultima vreme tot mai mulți și mai mulți oameni care ascultă mesajele pe internet vin. În fiecare duminică vin oameni noi și tare mult mă bucur pentru toți acești oameni, așa că mă voi bucura să vă întâlnesc și pe dumneavoastră. Dacă locuiți în Chișinău sau în Republica Moldova și aveți posibilitate să fiți mâine împreună cu noi la această închinare. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă aștept să reveniți din nou pe canalul nostru. În fiecare zi avem răspunsuri din Biblie și în fiecare zi de sâmbătă este emisiunea aceasta actual, când vin să prezint, să medităm împreună la evenimentele care se întâmplă aici la noi, în Republica Moldova sau în România sau în lumea întreagă. Pace multă!